din nou în legătură directă cu Brașovul pentru a vedea o altă finală interesantă. Categoria 77 de kilograme. În colțul albastru l-avem pe Stefan Orza! Stefan Orza a arătat excelent în prima semifinală și mai toate meciurile de până acum. Un uragan care s-a abătut asupra adversarilor. Neînvins băiatul ăsta de 21 de ani, care inspiră forță, inspiră tot ceea ce trebuie să inspire, spune eu, un jucător, un luptător la această categorie. Ai zice că e un pic scun pentru 77, dar are brațe lungi, își găsește de oriunde adversari, iată-l. E un distrugător, aș spune. Unul de clasă. Craciunica a obținut o victorie spectaculoasă, care ridică mult cota, evoluție frumoasă și un knockout strălucitor, aș putea spune. Iată-l. Ai putea spune că e un mic avantaj pentru el, deoarece a luptat mai puțin decât adversarul său, dar eu zic că cei doi au avut suficient timp să se odihnească și în situația asta contează ambii pe toate forțele lor în această întâlnire. Sigur, așa cum am spus, Orza a trebuit să stea toate cele trei reprize în ring, adversarul său ceva mai puțin, dar cine știe, lucrurile se pot schimba foarte repede. Orza ne-a arătat atât de multe lucruri frumoase, Craciunica, o tehnică desăvârșită. Practic, nu putea fi o finală mai frumoasă la piramida asta de la 77, ținând cont de ceea ce avem în această categorie. Sigur, mai sunt luptători valoroși, dar ceea ce au venit din cei patru, mă gândesc că o potriveală mai bună nu se putea pentru a vedea un spectacol adevărat. Diamantul Stefan Orza e prezentat acum, observați, nu are înfrângere, de cealaltă parte în Craciunica are 8 întâlniri, are 8 înfrângeri, dar și 23 de victorii și dacă ne uităm pe lista lui de meciuri, de adversari, vom vedea nume tari care l-au bătut și declarând că a și învățat câte ceva din toate aceste înfrângeri, ar însemna că mereu este la suprafață un diamant mai strălucitor, dacă vreți, făcând o comparație cu numele de ring al adversarului, un jucător mai bun. Așteptăm cu interes această luptă, după ea va urma și main eventul galei, o altă luptă la 77 și cine știe, poate că deja noi vedem aici, fără să știm, o altă piramidă și învingătorul de aici va fi într-un viitor Colosseum, nu știu dacă neapărat în Colosseum 35, poate un pic mai sus, acum vă reamintesc că de la Colosseum 34 va fi învingătorul de aici cu învingătorul dintre main eventul care va urma. Start așadar în finala piramidei la 77 de kilograme. Orza dă drumul la lovituri în forță, așa cum îl știm. Dar e ușor atent pentru că are în față un om foarte tehnic care poate lovi din orice poziție. Iată Craciunica, lovitură înaltă de picior, ușor în colț acolo împins. Orza nu găsește deocamdată distanța perfectă pentru a lovi, deși stânga lui își atinge ținta un croșeu scurt. Craciunica, abil. Ăsta e Stefan Orza, cu multă forță. Pare a fi lovit acolo sub ochiul stâng Orza, vom vedea mai clar.
când se va întoarce. Crăciunică primește lovituri la corp, nu sunt ușor de dus toate aceste baroase aruncate de Orza. Crăciunică însă, iată ce ce elegant de drumul la combinație, numai că și Orza a stat perfect în gardă, excelent croșeul de stânga, are viteză de execuție Crăciunică și da, Orza e lovit acolo sub ochiul stâng. Nu știu cât de gravă e situația. Dreaptă bună Crăciunică, atenție, ratează o stângă Orza, dar vin altele. Iată ce viteză, cât va putea duce oare Crăciunică, cât va putea să reziste unei stângi impecabile. Bun blocajul aici Orza, din nou croșeu, de data asta bine blocat în gardă Crăciunică. Iată, încă o dată, două stângi aruncate după o pauză destul de mare de acțiune în fața adversarului. Crăciunică n-a reușit să profite de lucrul ăsta. Încearcă acum cu o dreaptă printre brațele adversarului, apoi această lovitură spre pieptul acestuia. Bună dreaptă Crăciunică, Orza merge pe stânga, aruncată din mișcare. Mereu și înghețuie în colț adversarul și dă drumul la lovituri tari și încă o stângă. Hai să vedem cât poate încasa Crăciunică, cât poate duce. E foarte important dacă trece peste aceste lovituri de mare forță și își obosește adversarul. Orza are ceva dificultăți în a găsi distanța de lovire. Crăciunică dispare din zona aia. Lovitură bună de picior. Orza încearcă și el să lovească, atenție, un pișor vulnerabil, o dreaptă, o stângă, Crăciunică din colț, așa, din defensivă, lovește foarte clar și se termină o repriză foarte, foarte frumoasă. Aplauzele vin pentru că lumea simte valoarea jucătorilor. Iată ce serie a lui Orza. Crăciunică rezistă. Observăm tăietura aceea sub ochiul stâng. Fiecare rană are importanța ei. Te pot împiedica să luți mai bine. Unele, altele, practic nu contează. Ați văzut ce tare lovește Orza și cu dreapta la corp acolo, dar și stânga. Pe ea își pune el, în ea își pune speranța. Unii nu dor vara pentru plajă, alții nu dor vara pentru a se uita la kickboxing. Fiecare cu plăcerea lui. E o gală frumoasă de kickboxing, o demonstrație a sporturilor de contact făcută de niște sportivi excepționali. Excelent! Acolo Crăciunică, să vedem Morza ce replică va avea. Orza se aruncă din nou în atac, ușor cu capul înainte, în timp ce Crăciunică, chiar și când e înghesuit în colț, dă impresia că poate trece peste astfel de atacuri și poate răspunde foarte bine. Iată o serie de patru lovituri, apoi schimbă locul. Aici nu se pune, e ținut piciorul foarte aproape. Trebuie să stea un pas înapoi Orza, trebuie să respecte distanța, să respecte intervenția arbitrului. Iată-l plecând din nou, serie în blocaj. Intră însă și lovituri pe acolo printre brațele lui Crăciunică și încearcă să reziste. N-a mai izbutit totuși lovituri atât de clare și pentru că parcă mi se pare că e prea aproape de adversar în unele momente Orza. Sigur că asta e ideea lui, e mai scund, încearcă să se apropie, dar uneori, iată aici primele lovituri foarte grele care intră. Crăciunică pentru prima dată am impresia că nu mai e chiar atât de stăpân pe situație. Da, stânga și apoi dreapta la corp. Lovituri pe care pune forță și iată încă o dată serie de trei lovituri Orza, care îl dezechilibrează pe Crăciunică, ce știe să se folosească admirabil acolo de elasticitatea corzilor.
bună dreaptă, Craciunica, care a învățat să facă defensiva asta din colțul ringului, numai că acum, iată, Orza creează o presiune suplimentară care se vede în astfel de situații. Lovitură de genunchi bine aruncată, Craciunica însă primește o stângă, nu e ceva teribil, dar evident îi oferă mai mult curaj lui Orza. Iarăși nu și-a calculat bine distanța, Orza de lovitură nu a reușit să dea drumul la brațe cum și-ar fi dorit aici. Dar încearcă din nou, iată-l înghesuindu-și adversarul în colț. Craciunica se apără cu disperare, aș putea spune, dar e o disperare, dacă vreți, controlată, dacă poate exista așa ceva, pentru că îl văd urmărindu-și adversarul prin de brațe, încercând să răspundă cu contrele astea dure de picior, iată-l lucrând frumos și la corp. Orza un pic în dificultate, chiar dacă sunt momente în care ți se pare că el e cel care inițiază toate acțiunile, dar defensiva asta foarte activă a lui Craciunica în multe cazuri are rezultat. Sigur că Orza e cel care vrea să arate că este agresorul și de multe ori chiar izbutește, dar să nu trecem peste loviturile astea din scurt. Aruncate acolo excelent de Craciunica, iată ce dreaptă largă care intră. E o luptă frumoasă, sunt doi băieți care care au ajuns la un nivel excelent și care fac o demonstrație de kickboxing. Dar spune-mi cum mai vrea să doar când am în spate gașcă întreagă care strigă. N-am văzut în colțul lui Craciunica și pe Alex Filip. Sigur, Constanțenii se ajută acolo unul pe celălalt. Presiunea asta formidabilă pe care Orza are puterea de a o face tot timpul e cea care contează atât de mult în astfel de situații. Iată însă ce înseamnă o apărare bine pusă la punct din care să pleci cu lovituri. E o luptă foarte frumoasă, e ca o lecție pentru cei ce urmăresc kickboxing-ul, pentru că pe de o parte e un atac aproape permanent. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Cred că e o provocare pentru cineva, dar nu s-a auzit clar acolo ce a vrut să spună. În fine, lucrurile astea sunt un pic regizate, dar e bine că se ajunge în astfel de situații, că așa apar provocările. Iată Craciunica încearcă să fie la fel de activ în defensivă. Vine uraganul însă cu câtă forță acolo. Sunt lovituri care, credeți-mă, pot rupe o mână, dar nici Craciunica nu pare obosit, pare a avea răspunsurile la el, pare a împunge serios din defensiva aia. Cu cât timp Orza stă mai mult în fața adversarului, cu atât există șanse mai mari de a primi lovituri dure. Iată, de când pe atac, după ce și-a calculat acolo lovitura. Meciul e frumos, lupta e aprigă, disputa este dură. Hai să vedem dacă Orza poate să ducă forcing-ul până la capăt. E foarte important pentru el. Excelentă stângă și apoi dreaptă din scut, dar uppercut-ul de stânga. Iată, din nou lovește la corp cu dreapta. Aici sunt lovituri importante la care Craciunica nu mai dă înapoi. Semn că loviturile și-au cam atins ținta. Orza nu renunță, n-aș presa adversarul. Craciunica e periculos, dar el e cel care încasează și finalul ăsta poate conta enorm aici. Da, frumoasă lovitură. Craciunica acuză un pic finalul de meci, acuză presiunea asta la care a fost supus. Și uite așa, sigur, aici o încercare care a fost sesizată din timp de Orza, care a făcut pasul de mult înapoi. Ultimul minut al unui meci foarte frumos. Un plus pentru Orza în repriza asta. Craciunica însă încearcă să ne schimbe impresia.
prin eleganța sa, prin stilul său deosebit. În colțul lui Orza, Daniela Saftei, Călin Cășaru, acolo și Alex Filip. În colțul lui Orza, așadar. Pentru că, până la urmă, e vorba de doi constanțeni care, iată, arată foarte, foarte bine. Orza, bun croșeul. Lovitură înaltă de picior și lupta asta frumoasă se termină aici. Merită toată lumea felicitări și, evident, cei din ring în special, cei din colț, pentru că, până la urmă, există o rivalitate între cei doi, dar există și un respect extraordinar. Deci fac o rectificare. Filip în colțul lui Orza, acolo. Da, se e clar aici, cu lovituri care trec prin gardul adversarului, ca niște pistoane. Un plus evident în ceea ce privește agresivitatea pentru Orza. De cealaltă parte, o defensivă ce s-a vrut activă, dar care în runda a treia a avut însă mult de suferit. Și probabil că runda asta a fost decisivă pentru a se stabili învingătorul. Sigur că vom vedea decizia. Până la urmă, e important că rămânem cu un meci frumos. O luptă foarte, foarte frumoasă. All three judges see it the same way. All in favor of your winner by unanimous decision. And the new Colosseum 77 kilogram. Ia să vedem câștigătorul piramidei. Fighting out of the blue corner. Da, așa cum ne-am așteptat. În colțul albastru, Orza câștigă, se impune tactica asta ofensivă și impetuositatea sa. Au avut câștig de cauză. O scurtă pauză pentru publicitate și vom reveni cu main eventul galei.